foarte bună, este informativă, este bună pentru noi. Astăzi e ziua Constituției, că trebuie să cunoască articolele care interesează din Constituție. Cei interesați de actualul text al Constituției adoptat în 1991, modificat și completat în 2003, au fost invitați la un simpozion în care profesorii de drept constituțional au reamintit drumul greu al nașterii legii fundamentale. Participanții au putut afla și care sunt principalele prevederi ale Constituției actuale, dar și despre obligațiile pe care le au cetățenii și autoritățile conform celei mai importante legi a statului. Știm că avem dreptul și libertatea, nu trebuie să abuzăm. Trebuie să întotdeauna să le exercităm cu bună credință. În afară de inițiativa legislativă care aparține guvernului, deputaților, funcționarilor, inițiativa legislativă aparține și cetățenilor. Aparține și cetățenilor în sensul că putem iniția un proiect de lege atunci când reușim să amăm 100.000 de, cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot, care trebuie să provină din cel puțin 100.000 din județele țării. Actuala Constituție a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național de pe 8 decembrie 1991, cu o majoritate semnificativă. Din numărul de aproape 11 milioane de participanți, 77% s-au declarat în favoarea adoptării legii fundamentale. Anul acesta se împlinesc 152 de ani de la prima Constituție a României. Ea a fost adoptată în 1866, în timpul domniei regelui Carol I, fiind inspirație belgiană. Prima Constituție românească a fost și cea mai longevivă, ea fiind valabilă până în 1923. Este foarte adevărat. Felicitări, felicitări.